cifre de buget, urmează să mai intre și ceva bani, în jur de data de 10 al lunii de obicei intră și imediat ce intră noi le virăm banii. Deci cam astea au fost discuțiile. Care sunt datoriile față de ei? Noi deocamdată suntem la cu decontările la 50% din compensate și gratuite la luna iunie, deci am depășit un pic termenul, care este de fapt 60 de zile. Și pentru celelalte suntem la zi la luna iunie. Deci urmează luna iulie, august, septembrie. Deci bistrițenii pot să-și cumpere în continuare medicamente compensate de la farmacie? Da. Nu este nicio problemă. Nu. De ce altceva s-au mai plâns farmaciștii? Ce v-au mai transmis? Nu, n-am avut alte. Deci numai efectiv pe chestiuni de buget am avut de discutat. Deocamdată, Casei Județene Asigurărilor de Sănătate nu i s-a comunicat suma pe care o va primi pentru că hotărârea a fost aprobată de curând și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. Farmaciștii însă au încredere că vor primi banii ce li se cuvin. De astăzi, pensionarii vor primi mai mulți bani, punctul de pensie crescând cu 2%. Pensia minimă se va majora de la 300 la 350 de lei. Vârstnicii spun că banii sunt bineveniți, însă creșterea este nesemnificativă. Pensionarii sunt poate cei mai afectați de criza financiară. Guvernul a stabilit, la începutul anului, introducerea pensiei minime de 300 de lei începând cu 1 aprilie 2009. Tot atunci a decis ca valoarea acesteia să crească de la 350 de lei la 1 octombrie. Se pare că s-a ținut de cuvânt. Astfel, pensiile au fost majorate astăzi cu 2%, după ce FMI a fost de acord ca a doua tranșă a împrumutului să fie livrat la bugetul de stat și nu către Banca Națională. Începând cu 1 octombrie, valoarea punctului de pensie va crește de la 718,4 lei la 732 lei. Pensionarii însă nu sunt foarte încântați de această majorare și o consideră mai degrabă nesemnificativă. Ce părere aveți despre această creștere cu 2%? Ori am, ori nu am. Eu dau 700 pe medicamente și eu sunt operată de inimă. Și nu așa cum avem cu plasa gaulă. Nu vă ajută cu nimic. Dar cu ce să mă ajute? Eu vreau să fac obosesc. Nu mă bajă cu răzba de bolnav și de bătrân și eu sunt pensie de bol. Credeți că ar trebui să ofere mai mult? Da, păi nu. Macar 4 milioane să am. E mică. E mică? Da. Ați dori să aș aștepta mai mult. Că am ieșit la grupa a doua, în pensie în 2001, la 54 de ani, și am 600 de lei pensie și nu mi-au dat după grupă banii care am meritat. Ce-i 2% la 900? Câți ani de muncă aveți? 43 de ani. Și creșterea asta cu 2%? Nu ne ajută la nimica. Prețurile cresc, nu ne ajută la nimica. Pensionarii care odată au fost muncitori eficienți în mină, exploatații forestiere sau turnătorie, vor primi de mâine 0,50% pentru fiecare an de spor, iar cei din grupa a doua de muncă 0,25%. Intră în drepturi pensionarii cu grupa 1 și grupa 2 de muncă prevăzuți pentru etapa 4. Pensiile care nu vor fi majorate sunt cele ale cadrelor militare și ale foștilor magistrați. Primarul Ovidiu Crețu intenționează să amenajeze un centru de noapte pentru persoanele fără adăpost pe strada Ion Luca Caragiale. Deși fapta este una nobilă, edilul se izbește de nemulțumirea cetățenilor care locuiesc în zonă. În Bistrița există multe persoane fără adăpost, motiv pentru care primarul s-a gândit să le ofere un loc de cazare, chiar dacă numai pe timpul nopții. Locul ales se află pe strada Ion Luca Caragiale, la numărul 22. Ovidiu Crețu nu înțelege atitudinea oamenilor care locuiesc aici. Cetățenii au reclamat deja primăria și se declară împotriva măsurii înaintate de edil. Este vorba de un centru de noapte și cazare pentru persoane fără adăpost în strada Caragiale, numărul 22. Proiect care a trecut de faza de evaluare tehnică și financiară și așteptăm vizita în teren, ca și pentru cele trei proiecte, astfel încât să aibă Ministerul documentele pentru finanțare, dar referitor la acest proiect, ca și la alte zone în care încercăm să schimbăm destinația, și la care avem niște reacții, zic eu, surprinzătoare. Am avut o sesizare, reclamație din partea vecinilor care își închipuie că acolo facem un casino sau ceva de genul ăsta și nu sunt de acord cu
Să facem clădirea respectivă un centru de noapte și cazare pentru persoanele fără adăpost. Eu cred că menirea socială a administrației trebuie pusă în valoare, mai ales prin proiecte cu finanțare din banii europeni. Primarul consideră că atitudinea oamenilor de pe strada Ion Luca Caragiale are la bază o manipulare politică de joasă speță. Pe masa consilierilor locale au fost aduse ieri în ședință 4 proiecte care vizează consolidarea și modernizarea școlilor de pe raza municipiului. Toate au fost votate în unanimitate, fiind considerate proiecte prioritare pentru oraș. Liceul cu program sportiv, grupul școlar forestier, colegiul tehnic Infoiel, școala generală Vișoara și liceul de arte plastice sunt școlile care vor beneficia de consolidare și modernizare. Consilierii locale au votat în unanimitate aceste proiecte. 21 de voturi pentru proiect a fost aprobat. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii 33 din 26 februarie în curent, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a proiectului consolidare și modernizare internat colegiului tehnic din Foiel în vederea solicitării finanțării prin programul operațional regional. Avizul Comisiei Economice. Aviz favorabil, 7 voturi pentru, 7 membri prezenți. Mulțumesc intervenții dacă sunt. Nu sunt, să pun votul în proiect în forma prezentată de inițiator. Vă rog să votați. Lucrările vor începe în cel mai scurt timp, însă nu vor afecta cursurile elevilor. Zvonurile conform cărora începând de anul viitor statul va impozita depozitele bancare ale cetățenilor nu sunt adevărate, declară directorul adjunct al Direcției Generale a Finanțelor Publice. Legea va fi modificată în viitor, însă nu se știe data exactă. Directorul adjunct al Direcției Generale a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud, Cristian Parască, dezminte speculațiile apărute în presa centrală în legătură cu reintroducerea impozitului pe depozitele bancare ale persoanelor fizice. El a mai precizat că nu există o dată limită pentru modificarea prevederilor legale ale hotărârii. Începând cu 1 ianuarie 2009, Ministerul Finanțelor a venit cu o facilitate pentru cei care au economii sub formă de depozite bancare sau alte instrumente de economisire la bănci, în sensul că a modificat codul fiscal prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 200 din 4 decembrie 2008, care prevedea ca aceste dobânzi, aceste forme de economisire să nu fie impozitate. În ultima vreme s-au auzit tot felul de speculații în acest sens, cum că începând cu anul viitor aceste forme de economisire o să fie impozitate din nou. Vreau să vă aduc la cunoștință că sunt doar speculații. Ministerul Finanțelor în continuare nu o să impoziteze aceste forme de economisire. Nici în anul 2010 populația poate să fie liniștită din acest punct de vedere, pentru că nu se intenționează acest lucru. În aceste condiții, prevederile privind neimpozitarea venitului din dobânzile bancare sau alte forme de impozitare se pot modifica la o dată ulterioară, de care în prezent nu se știe absolut nimic, pentru că ordonanța de urgență de care vă menționam, dată în 4 decembrie 2008, modifică codul fiscal în sensul introducerii acestei facilități, în care nu se specifică o dată anume. În consecință, anul 2010 o să fie un an fără impozite la dobânzile bancare ale populației. Nu termină de curățat o stradă și sunt rechemați? De ce? Pentru că oamenii nu știu să păstreze curățenia și mai ales nu sunt interesați. Aruncă gunoaie la întâmplare, din păcate chiar și acolo unde nu ar fi voie, adică în gurile de canal. Care este rezultatul? Canalele se înfundă, apa nu mai curge, iar cei de la Aquabis trebuie să intervină. Ce scot vidaj?